Mii de oameni din toată țara au mers în pelerinaj la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, prăznuit pe 24 iunie. Racla cu relicve sfinte a fost purtată în procesiune pe străzile orașului. Mulți credincioși au venit la mănăstire încă din ajun și au dormit sub cerul liber. Alții s-au așezat la coadă din timpul nopții pentru a fi siguri că vor ajunge să se închine la sfintele moaște, considerate făcătoare de minuni. Mult, mult ajută pentru suflet, pentru iertare păcaturi, pentru toate. Să-mi ajute la examen, cam în perioada de sesiune, și cu ajutorul Sfântului sper să reușim. Unii credincioși vin an de an la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Ei și-au adus provizii și corturi. Pelerinii cred că atingerea raclei cu osemintele Sfântului Ioan cel Nou îi vindecă de boli și face miracole pentru cei ce se roagă cu credință. Mă ajută! Îl cunosc și cunosc așa o putere al Dumnezeu și gata. Venim oricând. Ne ajută Domnul! Sănătate pentru copii, pentru ne păzească Dumnezeu de primejdii, de greutăți. Este cel mai mare pelerinaj de vară din Moldova. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou, un martir creștin din secolul al XIV-lea dinastia Mică, au fost aduse în țara noastră în anul 1402 de domnitorul Alexandru cel Bun.